Un părinte tot timpul dau câte 20-200 de mii de foniți. Dau la fiecare părinte ca și pe copilul în clasă și ucrainin foarte mult. Am fost în Transcarpatia, mi-a rămas și nostru. Copiii ucrainieni, nu știu cum acolo. Dar foarte mulți, ucrainieni își dau cum s-au dat la școală. Educație de stat, cred că pe lumea. Ajutor pentru rechizite. Și eu am fost la gândiți. Noi am avut la început, așa, oamenii ajutor. A fost o perioadă. Deci școlile, manualele, diferența de manuale. Pentru că copiii au un prânz gratuit la mează, foarte mulți își dau copiii. Asta e vrea, asta nu-i secret. Deci dacă ar fi un stimul, măcar ajutate școlii, chiar și în timpul când e programul ARC. În primul se iei copiii din școli, din școlile românești. Și sunt alte momente, dacă aveți o stăderie, Cred că și părinții ar fi mai asta, vis-a-vis de programul ARC, e cumva la noi. Câte locuri se dau. Acum aveam 500 de locuri. Iar anul trecut 200. Între care domnul Lepcic, având copii și se ocupă cu copiii la școala... Foarte bine, tot copiii noștri sunt. Da, sunt copii, dar au rămas câțiva. Au rămas puține locuri. De la anul ar trebui mai multe locuri. Mai multe, bineînțeles. Cel puțin 500 copii, să plece aceea. Pentru ei, pentru ei. În afară de aia, mai înainte erau și nevodari și... La mulți, la mulți, la mulți. Nu, dar pentru alocații și ajutor pentru copii sau pentru profesori, o asociație poate să depună un proiect și poate obține. E inițiativa dumneavoastră.